După cum vedeți, structura acestui document este deja mai complexă, avem un număr mai mare de coloane mai mici, practic ca să ne permită mai multă flexibilitate în general în design, chiar dacă aici nu avem nevoie atât de mult. Și dacă dați zoom in, o să vedeți că avem și o structură pe rânduri pe care o vom folosi. Tot conținutul nostru se va potrivi în aceste rânduri. Să începem așezând în primul rând elementele mai mari și vom continua apoi cu textul principal. Deci, în primul rând, numele autorului. Voi deschide de aici din links documentul cu textul cu care vom lucra și o să copiez numele autorului, Ctrl-C, Ctrl-V și mi se va crea automat o casetă de text în mijlocul ecranului pe care o să o duc deocamdată aici în colț și o să o poziționez mai exact imediat după ce formatez textul. Aici avem fontul ITC, Avangard normal, Avangard EF normal, cu o dimensiune de 18 puncte. Plasați-l în așa fel încât să fie pe a doua linie de sub colon titlu, de sub elementul ăsta grafic de aici de sus. Și puteți să și faceți caseta asta mică, exact atât. Eventual, dacă vreți să fiți preciși, aliniați textul la baza casetei și atunci, chiar dacă pare că coboară puțin sub linia aia, se va aranja de fapt corect. Și o să trag caseta asta până aici să fie frumos aranjat tot. Aceste linii pe care le avem orizontale în document sunt ca și celelalte linii pe care le-am văzut anterior, coloanele respectiv rândurile de pe prima pagină. Vor dispărea când apăsăm pe W și mergem în modul preview, ele nu se tipăresc de fapt. Și obiectele se vor prinde magnetic de ele să ne ajute să aliniem conținutul. Bun. Să adăugăm și titlul principal. Avem aici povești din sate și lipsește litera Ș. O să schimb acest S cu un Ș. Este din nou Avangard normal, Avangard EF normal, de 40 de puncte de această dată. Vedeți că se așează pe două rânduri pentru că este prea îngustă caseta, dar nu-i nicio problemă, o să facem caseta să meargă exact de la această coloană, deci de la marginea din stânga a coloanei a treia, o să poziționez aici să fie exact pe linie, până în capătul celălalt, la marginea ultimei coloane și jos până sub iconița aceasta care ne arată coperta acestui număr din revistă și am făcut atât de lată această casetă de text ca să mă asigur că textul din ea se va centra exact în zona care rămâne aici liberă. Deci o să dau click în text și o să apăs pe butonul de centrat și acum știu sigur că de aici până aici este zona pe care o folosește pentru a se centra, să se pună pe mijlocul spațiului. Și trebuie și să facem acest cuvânt gri. Ca data trecută îl vom selecta și venim pe bara de sus unde avem acest T negru. Este deja selectată culoarea neagră, dar vrem să reducem la 50%, să zicem, tentul ca să avem griul pe care îl căutăm. Și
mai avem o opțiune de activat, care ar fi trebuit să o activăm și la caseta anterioară, dar nu este neapărat nevoie, să forțăm textul din casetă să se alinieze pe structura de linii pe care avem noi aici pe Baseline Grid. O să selectez textul, nu este neapărat important, dar vreau să mă asigur că este activ. Și în momentul în care am aici setările de text, vin și dau pe butonul cu formatările de paragraf, care arată ca un P întors. Și undeva mai prin capătul barei vom avea aici două butoane. Do not align to baseline grid și align to baseline grid. Scrie dacă țineți mouse-ul deasupra lor. Se auto-exclud unul pe celălalt. Acum, pentru că este apăsat cel de sus, după cum probabil și vă puteți da seama după iconiță, nu vor fi aliniate bucățile de text diferite dintr-un document unele la celelalte. Practic se aliniază la liniile astea pe care le avem ca într-un caiet dictando. Vedeți, acum textul nostru este deasupra liniei. Și următorul forțează textul care este selectat sau textul din caseta care este activă să se alinieze la bază cu grila pe care o avem noi aici. Și asta vrem noi să se întâmple în așa fel încât textul să vină cu un rând deasupra marginii imaginii de aici. Vedeți, avem acest rând care este liber și apoi doar urmează textul care este aliniat perfect și centrat și aliniat vertical.